Aș mai menționa un experiment, să zicem, între ghilimele, care s-a petrecut pe la începutul secolului nostru, prin anii 1930, într-o insulă din Pacific, Nauru se numește, nu e o insulă mare, are o circumferință cam de 25 de kilometri, unde pozele făcute înainte arăta că toate persoanele erau slabe, slabe, slabe. S-a constatat că în jurul acestei insule erau niște corali care apăruseră și se dezvoltau. Analizat, s-a constatat că era o acumulare de fosfați cel mai bun în îngrășământ agricol, care a început să fie exploatat. Insula a fost împărțită în numărul de populație care era în acea, cam 200.000 de oameni, am înțeles că erau populația acestei mici insule, și după 20 de ani de exploatare, o altă poză arăta cum personajele care erau filmate arătau de 4 sau de 5 ori mai late. Iată, deci, un exemplu de pericol pe care civilizația umană îl are datorită scăderii gradului de activitate fizică, a obezității și a întregii patologii cardiovasculare în esență, dar hepatice, renale, neuronale, nervoase. Deci, practic toate organele importante ale organismului pot fi afectate, inclusiv plămânul, care are și o particularitate. El comunică cu exteriorul foarte rapid și eficient. Schimburile gazoase care se fac la nivelul plămânului, adică captarea oxigenului și eliminarea dioxidului de carbon, face ca exteriorul să comunice foarte repede cu acest plămân, unde, de altfel, virusul care pătrunde găsește un foarte bun, o locuință foarte bună pentru el, unde se dezvoltă rapid, foarte rapid, și care creează toate tragediile pe care le cunoaștem în terapiile intensive și în serviciile care se ocupă cu ospitalizarea acestor bolnavi.